Mai scu vorbind, sunt popular. Era o zi frumoasă. Eu stăteam în casă la umbră. Ignoram notificările fanilor. Ba chiar erau multe. Acum mai înțeleg pe ăștia populari, deși nu răspund la mesaje. Și aici am decis nu fiu ca ei. De aceea am zis să le răspund. Le răspundeam la 10, la 20, la 50. Deja nu mai aveam sâlă. Băi, dar și așa mult sunteți. Eu nu vă reușesc pe toți. Am zis că pot sta mult și bine să răspund la mesaje. Deja eram obosit de telefon, l-am pus la silențios și mă gândeam ce ar fi să mai ies pe afară. Da, ar fi bine. N-am stat mult, m-am îmbrăcat, mi-am luat telefonul, chiar dacă nu prevroiam, căștile, ochelarii, ca să nu mă cunoască lumea. M-am dat puțin cu parfum, acum eram pregătit. De plimbare, desigur, nu de fete. Am ieșit afară, în drum, și m-am dus pe un drum unde nu prea sunt oameni. Afară era cald, deja mă simțeam ud. Mergând, imaginam cum oprește cineva să facă poză. Sperăm să nu fie asta. Mai mergând puțin, văd cum vine cineva. Oare cine să fie? În fine, poate nu mă cunoaște. Mai nu am uitat de ochelari, repede le-am pus. Trecând pe lângă el, el se uita lung și a zis: „Oi, tu ești? Cine? Care? Cum care? Așa care arată la televizor. Eu? Epui, de unde atâta bucurie? Nu fac eu așa păcate. Ei, cum nu? Ba nu, tu ești. Și vocea ți-o cunosc. Nu cred, m-ați încurcat cu cineva. Eu sunt o persoană simplă. Da? Dacă așa i-am scoate ochelarii. Nu am timp, trebuie să plec. Apa așa zicteți, îți vă stă în gât popularitatea asta. Știi o zi bună. O să mă duc acasă și o să mă zăbunez la tine. El era nervos și totodată atins la suflet. O zis că nu lasă asta așa și s-a pornit pe mine. Se uita atent unde sunt, ca să nu-l văd eu. Dar eu parcă simțeam că sunt urmărit. Și m-am întors. El s-a întors și mergea așa de parcă n-a fost nimic. Pentru mine era straniu. M-am pornit mai departe. Cristi încet a întors bașcaua, a văzut că eu am plecat și a urmat și el. Am mers mai tare ca să nu mă piardă. S-a oprit și a scos telefonul, mi-a făcut o poză, două, trei. Asta pentru el nu a fost destul. A început să filmeze. Mă filma mult. Ba chiar spunea ceva la cameră. Uitați-vă, oameni buni, l-am întâlnit pista de la televizor. Și nu mă crede. Dar am vrut să fac o poză cu dânsul și au zis că nu e el. Eu cred că a venit timpul să-i scrimi și comentarii urâte la video. O mai zis câteva cuvinte frumoase și a oprit filmarea. Și aici s-a dat seama că eu nu mai sunt în viziunea lui. S-a pornit repede să mă caute, că era interesant unde mă duc, dar nu mă găsea. A luat-o pe un drum, pe altul, nici o urmă de mine. A presupus că am luat-o pe aici. A mers și el, a ajuns la o vale, se uita bine dacă nu mă văd. Ceva parcă a văzut departe. S-a pornit spre loc și ăla. Mai zbărbărești!